Investitorul mai deține o fabrică în România și vrea să se extindă. A cumpărat 2 hectare de teren pe platforma Rostramo de la Târgu Jiu și din decembrie ar putea deschide afacerea. Investitorul francez este în linie dreaptă, am înțeles că și dumnealui luna decembrie este luna de debut a activității. Am discutat cu primăria Târgu Jiu, chiar acum am vorbit cu domnul viceprimar Aurel Popescu în ceea ce privește acțiunea de preluare a drumurilor interioare, de trecere în domeniul public, printr-o procedură de dare în plată, lucru care a fost aprobat și votat în unanimitate de consilii locali, pentru că este necesară rapid preluarea acestor drumuri, trecerea în domeniul public, astfel încât distribuitorul de energie electrică, așa cum s-a convenit, să monteze rețeaua de distribuție în mijlocul platformei, rețeaua de distribuție care va fi folositoare tuturor celor care vor veni și în viitor pe această platformă. Purtăm discuții și cu investitorii din Gorj, care deja au început activitatea de amenajare a halurilor de producție. Avem un dialog săptămânal. În prezent, în fosta zonă Rostramo funcționează fabrica de cabluri. Au fost angajate acolo aproximativ 500 de persoane. Mai este spațiu acum? Da, deci din 18 parcele care au fost din totalul de peste 20 de hectare, la acest moment sunt 5 parcele luate, deci undeva 13-14 parcele sunt disponibile pentru cei interesați și am făcut acest public. Noi am transmis și către Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii existența acestui spațiu care poate fi preluat la prețuri bune pentru dezvoltarea unei activități de producție. Imobilele Rostramo au fost scoase la vânzare de lichidatorul judiciar Consulting Company. O firmă din Israel vrea să deschidă acolo o afacere axată pe pregătirea lemnului, iar un om de afaceri din Târgu Jiu și-a propus să pună bazele unei fabrici de mase plastice. De asemenea, un call center va fi deschis tot în zona Rostramo.